Dintr-o școală. Bună ziua, de foarte mult timp, de când, de pe timpul când mergeam, când am fost la liceu, acum vreo 6 ani. Îți dorești să se ține la școală la tine, la Răsești, Da, normal, vă dați seama, era, să zic așa, visul nostru să ne viziteze ceva, dar din păcate, pe vremea aceea, nu sunt o astfel de lăsă de lucruri. Și de aceea, la intenție, sunt mare plăcere, pentru că știu că este foarte important de ceva. Cum te simți între copii aici, între fanii mici ai Universității Craiova? Mă simt copii. Mă simt foarte bine. Când ai copii, tu la cine vrei să-i autograf? Ai crezut că alături de marea echipa de FCA? Da, l-aveam pe mult, la Caito, nu da să am pe Andrei. Autografe, tricouri? Da, am Ronaldo brazilian, erau alți jucători. Cred că prin astfel de acțiuni se poate promova fotbalul, să fie din ce în ce mai mulți copii mici la stadion. Da, la normal. Ne vând, ne cunosc, iar doresc și să ajungă să joace ca noi. Asta se începe cu deschiderea anului școlar, se termină cu marele derby Universitatea Craiova FCSB. Da, într-adevăr. Duminica ne așteptăm și foarte greu, cu o echipă foarte bună, care cu siguranță va veni să câștige. Se va rupe stadionul la debutul Victor Tuțică pe banca Universității. Sperăm să vină foarte mulți suporteri și să ne încurajeze pe drumul, nu pentru că avem nevoie de ei. Iubirea este în afara play-off-ului. Nu știu treaba lor, nu știu să zic la Craiova și mă interesează Craiova. Cum a fost această perioadă pentru băi? Știu foarte bine că a fost un program mai titanic, așa mai greu. A fost o perioadă grea în care m-am antrenat foarte bine și sper că se vadă în campionat. Suporterii din jurul meu ambisează la titlu, în titlul care se zice de 28 de ani. Sunteți capabili să ajungeți? Eu cred că suntem capabili, dar sunt și alți factori de care depinde acest titlu. Dar sper la sfârșit să ne primă acest titlu. Ce mai mare? Voi să câștigați titlul sau România să califice la titlu? Sper să câștigați noi titlul, să califice și România. Ai văzut asta la meciul? Și la Regina Maria, odinioară. N-a fost un meci prea strălucit, dar important e că am luat câte 3 puncte, pentru că sunt foarte, foarte importante. Cu cine îi bate pe locul 2? Este și Norvegia și Suedia. Important este că noi să ne câștigăm meciurile noastre și după aceea vom vedea. Iar copiii nu știu. Da, la normal. Să vă recunosc, să vă mulțumesc. Nu pentru că a jucat și sper să fie convocat în continuare. Ce te promis sportul de Universității Craiova? Nu, pentru că vom da totul pe teren și vom încerca să câștigăm toate meciurile. Mersi!